Salutare tuturor! Sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. Pe ProTV de la ora 21.30 rulează Conan the Barbarian. Martor la asasinarea tatălui său și la distrugerea până în temelii a satului în care a copilărit, Conan este mai hotărât ca niciodată să se răzbune și pornește în căutarea asasinilor. Războiul sângeros îl duce pe Conan pe căi nebănuite și lupta lui pentru supraviețuire ajunge mai repede decât și-a imaginat la dimensiuni epice. De la ora 21.35, HBO prezintă primul episod din miniseria The Night Of. Povestea se axează pe Naz Khan, un student adorabil și cam tocilar, invitat la o petrecere în zona Lower East Side de către un jucător de basket, căruia îi este tutore. Rămas fără transport în ultima secundă, Naz ia taxiul tatălui său și pleacă din Queens spre Manhattan. O femeie atrăgătoare se urcă în taxi și cere să-i se accepte comanda, declanșând o întreagă serie de evenimente ce duc la acuzarea lui Naz de o crimă pe care spune că nu a comis-o. Unless you want to. You need to understand what happened here. Things just got out of hand. If I'm off, tell me how I'm off. We'll never get another chance. I told you not to talk to anybody. Pe Cinemax de la ora 21.55 rulează filmul Hotel Rwanda. Pelicula se oprește asupra unuia dintre cele mai cumplite evenimente din istoria recentă. Este vorba despre momentul în care extremiștii Hutu din Rwanda comit un genocid înspăimântător, masacrând sute de mii de oameni, în vreme ce restul omenirii privește fără să facă nimic. Emoționanta peliculă regizată de Terry George a primit nominalizări la Oscar, precum și la ceremoniile decernării premiilor Globurile de Aur și BAFTA. Hope that the West will pull all its troops out. Do you think they'll succeed? No, they won't. The UN's here to stay. However, the outbreak of violence since the shooting down of the president's plane. What the hell do you think you're doing? I'm responsible for the safety of this crew. Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Rămâneți cu YOLO pentru alte recomandări. Vizionare plăcută!